muncești și călătorești cu Europa FM. 0372069599. Ghicești și călătorești. Am ascuns acum câteva zile, vineri mai exact, tichetul de vacanță, undeva departe, după cum ne spun indiciile de pe site, de pe europafm.ro. Dacă ghiciți astăzi unde este tichetul de vacanță, câștigați pe loc 1000 de euro. Sunați-ne și intrați în direct. Trei dintre voi aveți șansa să căutați tichetul astăzi împreună cu noi. Voi ne întrebați, noi vă răspundem cu da sau nu. 0372069599. Dragoș e primul curajos. Bună dimineața! Bună dimineața, băieți! De unde ești, Dragoș? Din București. Ne-ai ascultat zilele astea? Da, v-am ascultat. Ai intrat și pe site? Am intrat și pe site. Hai să vedem dacă ai toate indiciile de pe site și ne-ai și ascultat. Mamă, zici că intră la examen. Zine unde este tichetul de vacanță. Întreabă-ne. Tichetul de vacanță se află la izvorul Dunării. Ai găsit tu Pădurea Neagră și ai zis că acolo zis, e. De ce zici că nu trebuie să zici Pădurea Neagră? Iartă-mă, ai dreptate. Dar răspunsul este nu. Nu. Mulțumim tare mult, Dragoș. Nu este la izvor. Nu este la izvorul Dunării. Căprioara la izvor, cum era cântecea? Marilena, bună dimineața. Bună. Bună dimineața. Este cumva la poarta spre Pădurea Neagră? Cum adică poarta spre Pădurea Neagră? E o singură poartă la Pădurea Neagră? Care? Deci aici este o poartă. Deschizi poarta, pac, pădure. Neagră. Cum vine asta? Nu înțeleg. Dar nu e la poarta spre Pădurea Neagră. Nu e. Îți mulțumim tare mult, ce Marilena. 0372069599. Pădurea Neagră nu e un... O pădure, o un munte. Da-ți, niște... Da. Poarta la munte. Da. Uite, pac, poarta, hați muntele. Cred că avem o problemă, ne-ați blocat centrala, de cred. Alo, bună dimineața! De tablă. Alo? Neața. Cucu. Dacă ne auziți la telefon, spuneți alo. Și acum 10 oameni care sunt pe linie în cor. Alo! Ai. Ne-ați blocat centrala, pur și simplu. Mihai, bună dimineața! Bună dimineața! Așa, e cel mai bine. Tichetul se află într-o localitate. Răspunsul este... Locuită de oameni? Răspunsul este da. Deci, practic, este... nu e în pustiu. E la oameni. Nu mai, adică, uite, a scos izvoarele Dunării, pădurile, munții... Da, 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 nu, a mers foarte bine. Răspunsul este da, Mihai. Da. Știu că se află în landul Baden-Württemberg, din câte am localizat eu. Localitatea este și stațiune balneară, cumva? Nu știu să spun. Balneare, adică cu mofete? Un amol cu astea, cu... Nu neapărat mofete. Apă minerală? Mă rog, acolo sunt mai multe localități. Freiburg, Baden-Baden, iar una dintre ele este și stațiune balneară. Întrebarea mea era dacă tichetul se află... Băile Felix, cum ar veni? La Herculane, la alea. Din câte știi... Cunoaștem, nu. Dacă... Răspunsul este nu. Nu. Nu e stațiune balneară? Nu e stațiune balneară. Nu e stațiune balneară. Da, deci, cum ar veni? E... Da. Da. În Freiburg înseamnă. Nu știu. S-a dus întrebarea, papa. Da. Nu știu. Mulțumim tare mult. Deci, mulțumim, Mihai. Eforie Nord. Oricum, este... Stai mă puțin, să lămurim asta cu stațiunea balneară. Că eu am aici o curiozitate. Eforie Nord, de exemplu, este stațiune balneară? Da. Da. Și Eforie Sud este și ea? Aici trebuie să ne interesăm, ne pripas. Nu, adică alea, Tekirghiol, unde știi, e cu nămol pe tine. Da. Aia de care ține? De Eforie Nord sau de Eforie Sud? Vom reveni cu amănunte în jurnalul de la ora. Mulțumim, vă așteptăm pe site ca foarte să găsiți acolo Mihai, bravo. Toate întrebările și poate că mâine dăm banii, cine știe. Mi-a plăcut cum s-a documentat. Asta e spiritul, da? Să ne documentăm, să badăm Württemberg, hau, bau. Cu landul s-a dus bine, da. Da. Deșteptarea. Every morning, first thing I turn on in the morning to wake me up. Love the morning. La Europa FM.